Sufleu de coacăză neagră, gătind cu căsuța mea din produse lactate naturale din cel mai bun lapte. Se amestecă apa cu gelatina și se lasă pentru 15 minute la umflat. Ducem în punctul de fierbere pireul de coacăză, adăugăm zahărul și mai fierbem 2 minute. Adăugăm gelatina umflată și amestecați. Se amestecă crema de prânză cu frișca până textura devine uniformă. Adăugăm jumătate din pire și amestecăm. Turnăm pireul rămas, amestecăm din nou, acoperiți masa cu folie alimentară până la contact și dăm la frigider pentru o oră. Bateți masa până textura devine pufoasă. Adăugăm sufleul în pahare sau boluri și dăm la frigider încă pentru o oră. Servim sufleul cu sos de fructe. Iar noi vă mulțumim pentru vizionare. Poftă bună!